1600 de bebeluși din județul Sibiu așteaptă să fie vaccinați antituberculoză. Vaccinul ar fi trebuit să fie făcut în maternitate, însă dozele au lipsit. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică spun că în curând va ajunge la Sibiu stocul necesar, iar din luna iulie toți micuții vor fi vaccinați. Tuberculoza este o boală periculoasă, iar nou-născuții ar trebui vaccinați în maternitate. Dozele de vaccin au lipsit, așa că 1600 de copii au rămas nevaccinați. Este necesară vaccinarea copiilor contra tuberculozei încă din maternitate. Tuberculoza este o boală periculoasă, poate să dea atât afectare pulmonară, cât și diferite alte afectări ale organelor. Ea poate fi luată mai ales atât prin contact aerian, cât și prin contactul cu obiectele contaminate. Ministerul Sănătății a procurat dozele de vaccin antituberculoză și urmează să fie distribuite în țară. Am pe listă sugari care au fost născuți în luna ianuarie și până în prezent aceștia nu au beneficiat de vaccinarea BCG. Noi întocmim o catagrafie cu acești restanțieri și ei urmează să fie vaccinați. Potrivit medicilor, unii părinți au ales să cumpere acest vaccin, deși este scump. Vaccinul antituberculoză distribuit de Ministerul Sănătății este gratuit.